Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt s-au întâlnit recent cu specialiștii din domeniul proiectării pentru a instrui și a le prezenta ultimele modificări legislative. Astfel de întâlniri au loc periodic și urmăresc pregătirea proiectanților pentru a respecta planul de construcție, care de multe ori este încălcat. Specialiștii de la Inspecția de Prevenire au avut o întâlnire cu proiectanții din județ. La această activitate au participat 15 proiectanți din județul Olt, fiind prezentate aspecte de interes astfel încât să se evite eventuale neconformități pe timpul depunerii documentațiilor tehnice. Proiectanții au ascultat noile modificări și au cerut lămuriri pompierilor. În cazul în care aceștia nu respectă normele de proiectare, pompierile resping documentația, urmând ca procedura de autorizare să fie reluată. Au fost aduse în atenție proiectanților principalele modificări la legislația din domeniul securității la incendiu, de asemenea obligațiile proiectanților conform legii 307 din 2006 și au fost dezbătute anumite subiecte de interes pentru proiectanți referitoare la neconformitățile care sunt întâlnite de regulă pe timpul depunerii documentațiilor tehnice. Cel mai des, specialiștii în domeniul proiectării nu respectă amplasarea corectă a centralelor termice, a căilor de evacuare sau a instalațiilor de pompare a apei. Căile de evacuare la distanțele față de alte clădiri, amplasarea centralelor termice, de asemenea amplasarea instalațiilor de pompare apei în alte locații decât cele în care se desfășoară activitatea obiectivul respectiv. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare în județul Olt.